Starea de urgență a fost reinstituită azi dimineață la Istanbul. Forțele speciale au ordin să doboare orice elicopter care decolează fără permisiune. Autoritățile au arestat mii de persoane în urma loviturii de stat de săptămâna trecută. Totodată, forțele de securitate turce îi caută în continuare pe soldații care au fost implicați în tentativa de lovitură de stat militară eșuată și încearcă să le găsească armele în diferite orașe și zone rurale. Aproape 295 de persoane, inclusiv aproximativ 100 de puciști, au fost ucise, iar alte peste 1400 au fost rănite în timpul tentativei de lovitură de stat din noaptea de vineri spre sâmbătă din Turcia. Mai multe mii de turci au ieșit în stradă și duminică noaptea pentru a protesta față de tentativa de lovitură de stat. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan îl acuză pe fostul său aliat, Fethullah Gulen, exilat în Statele Unite, că se află în spatele puciului eșuat și a trecut la epurarea sistemului judiciar și armatei după tentativa de lovitură de stat. Turcia a dat afară aproape 8.000 de polițiști din toată țara din cauza presupuselor legături cu lovitura de stat eșuată de vineri. 30 de guvernatori turci și peste 50 de funcționari publici de rang înalt au fost dați jos din funcții, potrivit realitatea.net.